Salut, sunt Descule și am revenit cu seria mea de Minecraft Survival. Da, m-a dat într-un loc foarte bun. E bine că mi-a dat lemn aici. Lemn, mult lemn. Chestul ne interesează pe noi. Să facem unde asta un crafting table. Avem foarte mare nevoie. Ne-am aruncat din greșeală. Nu mai știu cu ce mergea asta, spartă un bun. Bă, măcar dacă m-am dat aici să profit de situație. Asta e cumva red sand. Probabil. Oh, ba nu. Asta de deasupra e red sand. Dar luăm aici tot ce se poate și ne facem o casă frumoasă. Oh, cade, bă. 12 bucăți, hai că mai sunt și alte de-astea pe aici, parcă. Da, ia uite, și alb și maro. Asta e la fel ca, ba nu. Bă, și eu care vreau să spun că nu-mi place locul de m-a dat. Mă retrag cuvintele. Atunci copaci, deci nici nu i-am văzut. Dar de ce sparg eu atât aici când aș putea să fac o casă aici? Mină... Bestial loc. Aici am fac casă. Deci să începem. Să iau 3 bucăți și să-mi aleg locul. Dar momentan stăm aici în mina noastră foarte frumoasă. Facem niște bețe din nou. Bă, deci și eu care la început când am văzut unde m-a dat, am crezut că mapa asta e super proastă și vreau să o schimb. Acum retrag cuvintele. Nu văzusem copaci. Și da, i-am zis. Noi aici am luat cam tot ce se putea. Momentan, când noi încep eu să minez aici extrem. Să luăm lemnul. E aici sus, e un loc numai bun să-mi fac o casă. Nu e prea bun, dar improvizăm și noi. Să nu ne depărtăm nici prea mult de mine, știți? Oh! Aici e perfect! Mi-am luat crafting, mi-am luat tot, ok. Nu, hai să facem aici o casă frumoasă. Mai întâi avem nevoie de mult de ăsta. Îl pun aici în inventar să văd când strâng. Dar aș fi putut să-mi fac una în stâncă. Cu toate că nu-i stâncă, dar... Ce mai contează? Asta deja moare de foame. Oh, și apa aici, perfect. Totul e perfect, exact aici o să-mi fac. Numai că nu cred că mai e nimic în afară de deșert pe mapa asta. Da, știu că unii prin primele episoade încep și minează și... Da, alte chestii, eu nu vreau să fac asta. Vreau să fac o casă. O casă frumoasă. Am greșit aici construcția. Nu știu de câte minute filmez. Hmm.
să marchez cam pe unde o să pun geamurile. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, șapte. Ah, deci e bun locul ăsta. Exact aici, la jumătate. Nu se mai au. E bine că e asta, aici, exact lângă mine. Da, mai am nevoie de niște pietre. Uite și iarbă. Uite-mă că și mai încolo pământ. Nu-i prea mult, dar contează că e. Oh, frumoși munți și foarte înalți. Mă întreb dacă stand-ul ăsta... a fost un creeper acolo. Pot să-l iau și să-l... pun că trebuie să fac geam. Nu sunt sigur. N-am mai încercat până acum. Că mi-ajunge să fac un furnace. Tu 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 tu. Trebuie să moară de foame săr acum. Și n-aș mânca mărul, sincer. Uite, e frumos ca și podea frumoasă. Abia nu mai trebuie să faci tu nimic. Oh, merge! Una, două, trei. Una, două, trei. Asta a fost tot. Trebuie mai mult, mănâncă mărul. Da, o să fac episoadele mai lungi. Chiar dacă mi-a să încarc un episod de 8 minute, vreo 300 și ceva de minute, o să le fac mai lungi. Pentru că oricum las calculatorul tău mai toată ziua aprins, așa că o să aibă timp să se încarce. Sper că o să aibă timp să se încarce. Da, vreau să încep să pun mai multe episoade pe zi, dar... până nu rezolvi problema asta cu încărcatul și cu netul prost... nu am nicio șansă să pun mai multe episoade pe zi. Mi s-a spart și târnăcăpul. Sper că mi-ajung. Ceapă frumoasă. Am o casă foarte frumoasă, ce pot spune? Da, asta n-am pus-o eu foarte bine aici.
Da, mă gândesc că stai mai repede cu toforul, dar nu știu de ce m-am gândit la asta. Ce pot să spun? Sunt foarte bun constructor, din câte puteți vedea. Trebuie să-mi fac o ușă rapid. A venit noaptea în deșert. Bun. Doar patru geamuri. Da. Și e exact aici lângă casă restul. Mai simplu fac eu o lopată. Păi, am pus tot, mă, nu mai am aici două bețe. Bă, nimic rămân fără lemn. Ce creeper frumos, n-am și o sabie, bă. Dar nu-i bai că-mi fac acum. Intrește la mine ca să vedem. E vino frumosul, e vino încoace, oh. Da, m-am aventurat eu prea mult. Asta e metodă bună să faci tu rost de plăcuri fără să mai spărci. Dar spui viața în pericol. Sid. Doamne, eu o să trăiesc, nu o să mor. O, deci familie frumoasă de creeperi. Salut, bă, ce faceți? Sal. Ce m-am băgat eu, doamne? S-au omorât între ei, mă, știți? Demenți. Du-te-mă acasă la tine, las-mă pace. Da! Super! Am un creeper în casă! Bă, frate, ce scoate ți-a mobi! Opțiuni! Pe peaceful de mă pot să intru și la mine în casă din cauza că sunt prea mulți mobi aici. Ce de la cum vine asta? Vedeți ce casă frumoasă putem să avem. Da, pe ăsta l-am pus pe prost. În loc să mă chinui să ies pe ușa și trebuie să ies pe geam, că, na, oricum, nu am glispunul de da. Asta a fost un moment ciudat. Unul foarte ciudat. Eu nu mai știu ce am vrut să zic. O să fac o fermă în casă. Și după asta încheiem episodul, că sau nu o fac una lângă apă. Cam mascați.
nu știu de ce m-am complicat atâta. Cam atât și pentru episodul ăsta. Nu uitați să vă abonați, să dați like și share, să dați și la prietenii voștri dacă v-a plăcut, și un like m-ar ajuta. Păi eu cam atât am avut de spus. Ne revedem în episodul următor. Până atunci, baftă la orice faceți voi în continuare și la revedere!